Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod sau de pe serverul Hades România Roleplay. Da, ieri mi-am dat seama că așa a fost toată chestia și că, na, am avut noi ceva mai acolo ceva nelegal, dar da, hai să ne băgăm ca și gunoi. Hai să vedem ce trebuie să facem la acest job. Salut! Hei, domne! Mergi încolo? A, da, încolo. Hai, Hai, urcați. hai. Mă duc la bază. Bine, tot. Na, și după cum am zis, trebuie să mergem frumos ca să ne-am angajat ca și gunoier acum mai bine așa. Crezi că îmi scoate? Poftim, domn. Cine a vorbit? Am înțeles. N-am, asta e, ce să facem. Bă, greșeală, negreșeală. Nu prea ai unde ce să faci, că am înțeles, le rupe pe toate. Na, fiind nou, asta e, acum. Nu cred că am omorât pe nimeni ieri. Am înțeles. Ia oprește, te întreabă și întreabă pe colegul tău. Unde te Ce, domne, ce duci? a zis? Zic să-l întreb pe colegul tău pe unde mere. Păi, după rută. Am înțeles. Și eu fac la fel. Am înțeles. Păi atunci până mergi tu. Da. Zi bun. Da, am înțeles. Na, hai că merg, să-l așteptăm pe autobusul dincolo. Da. Cum v-a fost weekendul? Ce ziceți? Totul v-a fost bine? Da. Asta e, vedem după aia. Am înțeles, poliția. Salvole cu banca, cu deală, what the fuck? Da, le văd pe unul și le rog să oprească. Nu, mergem repede acolo, că da, mai nou trebuie să și stăm. Nu mai am bani. Nu mă întrebați de ce. Atâta vă zic că ies acolo în oraș o chestie. Hai să ne punem jos. Până vine autobuzul. Na, fain. Am înțeles. Ies aici mai prin oraș pe undeva. Da? Și da. Mă înțelegeți voi. Am un până vine unul. Asta e. Am înțeles. Bă, nu știu cum am prins ideea așa mic. Da. Chiar față de alții, adică 30.000. Uite ceva. Da, să-mi pregătesc chestia asta ca să. Da. Păi și. Da, bine. Cam pe aici pe undeva ar fi, ha? Hai că da. Da, am înțeles. Nu e ăla. Bă, e ceva și acolo, dar n-am. Magazin, pizzerie. Mecanic, asta parcă văd de ce de mecanică. Depozit mecanic. Iarbă lupește. Destinație. Am înțeles. Bă, dar nu mă găsesc asta. Am înțeles. Paletul numărul 10.
Dacă voi vedeți pe unde ar fi cu noierul, eu vă dau acum banii pe care am acolo. No. Dar nu vine nimeni. Am înțeles. Până mereu să le facă Brei. vibre. Te duci, Brei, către Sandy? Bă, da. Hai că merg și eu până acolo, pe drum. Da, am înțeles. Hai că mergem. Ce să mergi? Cer ceva sau să ieși de Nu, nu, acum? nu. Nu, că am drum până acolo. Am înțeles. Am, bă, mergem încă, am înțeles. Deschide. Ia vezi. Nu, du-te. Da. Cred că ne urmărește poliția. Auzi, dar nu știi pe unde aș putea să încep jobul ăsta de gunoier? Da, domnule. Păi unde? Te-ai angajat acolo de la job-ul? Abia de-am aterizat în oraș, știi? Bagă-te pe că dărea mai complicate. Care complicate? Păi, ilegale, bre. Da, și ce vrei să fac? De unde? Că eu nu cunosc pe nimeni. Păi cunosc eu pe cineva. Nu știu, vreau prima dată să le încerc chestia asta, să văd câți bani se câștigă și pe viitor. Da, pe viitor se poate băga în Bre, așa din gunoi ceva. îl spun eu că am făcut toate joburile. A, Și? din gunoi nu prea e așa rentabil. Adică te învârți o grămadă. Bine, aș vrea să strâng bani, nu am bani pentru permis, știi? Că, na, anul a aterizat în oraș, mi-a fost foame, mi-a fost... Da. Da, ce zic, asta e. La aeroport m-a lăsat în partea mare a orașului. Da. Apoi, na, hai pe jos de acolo. Fără apă, fără nimic. Serios, așa văd, Dacă așa vrei, văd. vrei. Băi, îmi lași un număr de telefon, ceva și te contactez. Da, prea cum să nu. De 5.000 ca să știți de acum. Ce ai zis? Zic 105.000 ca să știi. Ce? Informația sau? E ca să vorbim cu nenea ăla să te angajeze. Până iau eu 5.000 cu metre, o să dureze un pic. Știu, vreau. Îți dai seama că na. N-am Și eu adum. am fost la început la fel. Dă-mi și tu numărul de telefon aici. Da, te vreau imediat. Hai, dă-mi-l aici. Hai să nu zi. Hai 2 secunde. Ai nimic, dar nu. Așa ne-a dat, asta e. Dacă unul găsește. Notează. 0744 Da? 139 Da? 767. Repet. Nu, e ok. Ia Cum de să un trec? mesaj. Andrei. Gata, ți-am trimis un mesaj. Da. Na, și pe unde pui pe aici chestia aia de gunoier? Păi, ia vezi, că ți-au dat o hartă de acolo, e în circuit pe aici. Mai apare ceva în circuit cu galbe, nu? Stai că te duci unde trebuie. Da. Mai bine dacă știi, nu. Da. Ce, cum, cât câștigi pe tură? 400, 500. Am înțeles bine atunci. A, la gunoier? Nu mă, la ăsta, pe ilegale. A, la ilegale 400-500. Adică câștigi, adică pe o livrare, îi duci la unul la o casă, îi livrezi acolo. Ah, ok. Adică e destul de bine, zic eu. 400-500 e perfect. Ia vezi, bă, pe undeva pe aici, că nu mai știu exact. Nu știu, bre, nu știu. Undeva în față, parcă ar fi ok, a? Nu știu, ia să vedem, poate e pe aici, parcă. Opa, 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 Ui, ui. țint. Cât
Cât te dai pe mașină? 20. 20, dar câți bani ai cu metre? E, mulți, bre. Ai bani, n-ai cam. Păi, dacă câștigi 4500. Încă o dată prezează la gunoier, mă refer, știi? Nu știu, nu știu pe unde ar fi. Nu mai știu că am făcut și eu. Eu vezi, pe aici, pe undeva era, nu mai știu. Da. Ia să vezi. Bă, nu știu că era autobusul, l-a lăsat. Noi suntem. Aici? Da, de băiatul. Ok. Ce faceți? Da, mersi fain. Ok, salut. Salut. Ce faceți? Aici își putea lua băiatul mașina de gunoi? Poftim? Dacă mai pe de așa. La mașina de gunoi de aici se poate lua? Da. Nu, mersi fain. Te duci acolo. Mersi fain. Salut. Te salut. Auzi, poate pe viitor mă bag, dacă e de încredere. Ce zice, să-i de încredere? Nu. A, pe tata, dacă mi l-ai băgat acolo, eu pe unde vrei să mă duc? Da, hai să începem. M-am gândit că pentru ceva o să mă oprească omul, adică, da, o foca la, da, mă înțelegeți voi. Mă scuzați, mănânc și un pic, niște chipsă și n-am. Poate s-aude. M-ai făcut fain, ce zic, e blană. Mapping-ul e super, trasele... Stai să nu dau pasta care va pe aici. Casele una alta poți să-ți cumperi. E ce trebuie. Așa ceva clar că n-am mai văzut, adică dincolo pe One Tap, pe acolo săream cu mașinile. Da. Asta a fost mai de mult deja. Hai să vedem pe cam cât om acum pe cursele astea, ce până unde ne trimite. Da. Hai că... Da. Bine. Deci cum zic, toată lumea îți oferă locul de muncă în care îți trebuie permisul. Din câte am înțeles. Poți să-l iei, dar... Na, ce zic? Asta e. O să luăm după aia... Trebuie să ne facem măcar câțiva bani. Asta e. N-am ce face. Nu pot să ajung la un loc de muncă, iar... Vorba, nu știu dacă ai făcut serverul ca să... Ce zic? Ca să stai numai în orașul de sus și atâta. Nu știu dacă există joburi acolo în sus. Te-aș chema și un admin. Am un văd online. Ieri am venit din orașul mare, de jos, apropo, și am zis că, bă, na, hai, cum facem, ce facem, n-am. M-am interesat și eu, dar nu, cine a fost acolo, mă rog, nu a fost admin, nu a fost nimeni, am zis, bă, na, asta e, dacă e să ne luăm bani pe serverul ăsta, că conduce fără permis, asta e, tata, ce zic. Da. Hai că până să ia gunoiul... Și tu pe aici... Haide mă! Acordare părătarea de dreapta... Și let's go! Măcar cu voce îmi zis să mă duc și-o pe aici.
E bine că oamenii se adaptează la roleplay pe un server de hard și dacă te-ai jucat numai medium sau... Da, și am jucat și hard pe full play. Adică nu e, cine știți, wow, mare diferență. Da, aici am văzut că dacă mor, în caz că mor, nu mă vă zic. Îți dau o întrebare din regulament. Deci aveți grijă ce faceți. Da, ca să vă zic, aici v-am spawnat, nu du-te. Cam pe aici am murit, după aia am dat testul și așa mai departe, că ne. Ce, doamne, încărcă, du-te la următoarea sau întoarce-te. Lasă-te la groapă pentru a descărca. What? Bine. Ah, bine, mi-a zis așa, da, mi-a dat aici waypoint-ul. E bine așa. Na, așa să vă zic. Dacă ai murit, ai murit, salut. Trebuie să stai și mult. Vă 5 minute, cum ar fi... No, da, ai dat toate informațiile, că... Nu... Dacă știam, nu... Hai să nu stric ceva pe aici. E, na, mai știi că poate sta minut pe tine și... Na, informațiile le-ai pierdut, e că, adică e în caracter. O, ce, eu vorbesc numai pe episoade, că nu sunt cu nimeni. Asta e. A, pe ca să mă duc la groapă acum ca să descarc. Nici nu știu cât mai am nevoie din ele. Na. Bă, cu metre te-aș lua, da. Nu ești de-a meu. Da, și vedeți, eu mai zic că mai sunt și constructor. Da. Fără spărare, nu știu de unde stau cu ele, frăcheele franceze și astea. Clar că de la magazin, dar nu am, am înțeles. Nu am, na, ceva mai concret, să zic așa. Până voi învăța, clar că va dura un pic. Sper mă să nu fie poliția aia ca să... Na. Asigurare medicală ei? Nu știu cum s-am închid asta. Mașina dracu. Pe lui sau pe ce închideai? Na. Bagă-te mine. Ca pe biletul. Ce-a urma? Ia că dau mai bine cu spatele pe aici. Ah, mă enervează dacă sunetul ăla în continuu. Bă, cum de cu spatele, știi? Am înțeles, dincolo mi-a dat. Na, bun. Na. Salut. Bă, stai să văd la microfon. Poate iar am făcut episod și mă aud iar încet. E, nu, e perfect. Asta dacă cred că v-am nebunit cu punga mea. Bă! Am înțeles.
Hai că mă duc acum să dau pe asta. Mă, faza care? Trebuie să mai mănânc încă un chips, da. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita și nu ezita să apeși pe butonul de like, subscribe. Bă, da, căutăm un server bun în care să ne jucăm. La fel cum e asta, la fel cum sunt celelalte. Dar n-am. Scuze-mă, șefule, n-am vrut. O, mă! În care să fie tot la fel. Asta e. Eu am fost un epicuz. Cuz, că deja văd că apare și mai multe nume cu da. Și dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să am mai zis o dată, dar mai zic încă o dată, pe butonul de like și subscribe. Ciao. O zi frumoasă aveți.